Din câte am înțeles, fetele au un task în această dimineață, pentru că vă spuneam că mai devreme a sunat adrenalina și nu am văzut conversația, însă erau foarte agitate, Ramona era foarte nervoasă pentru că a prins-o cu părul ud, abia ieșise de la duș, nu a apucat să-și-l usuce. Din câte înțeleg, este vorba de un test de cultură generală. Nu știu dacă pentru toată lumea, pentru că fetele vorbeau, întreba cineva cine va participa de la băieți, au răspuns că Dragoș, Raul și Cristi, iar de la fete, din câte am înțeles, Ramona, Izabel și Ionela, pentru că spunea Izabel către Ionela, hai să nu ne facem de râs, tocmai pe noi ne-au ales. Ramona de asemenea era foarte nervoasă, v-am zis, nu știu dacă doar pentru faptul că era udă la păr, dar între timp oricum au fost lăsate să se pregătească, să se îmbrace, să-și usuce părul și așa mai departe. Oricum nu se așteptau la acest lucru în această dimineață, asta este clar. Oricum, e clar că nu participă toți concurenții pentru că Diana, Simona și Tess erau în dormitorul lor și spuneau că nu au voie să iasă din cameră.